Uau! Jesus! Bine ați venit! Ce faceți? Eu sunt bine, mulțumesc! Voi? Totu-i bine? Cum mai merge treaba? Continuăm cumva povestea sau? Ce, un alt episod cu complimente pentru Andreea? Da. Păi eu i-am promis doar unul, nu crezi că o să fie prea overwhelmed? Nu m-am gândit la asta. S-ar putea să fie o dilemă. Oh, shit. Hei, Andy, când mă lași pe mine să... Păi, pentru prima dată nu depinde de mine. Ba da, kill yourself. Păi... Da, JK, e ultima viață, nu. Mini Mihai, oamenilor. Oameni buni. Bă, știi de ce mi-a amintit? Gruia. Ah. Holy shit, noi nu l-am menționat niciodată pe Gruia în vreun videoclip. Nu? Gruia e celălalt prieten al nostru. E și el pe acolo. E joke. Character în anime-ul nostru. Oficial că ați făcut cunoștință cu el? Mi-a amintit, pentru că am zis oameni buni, când era mai mic, a fost în America și a pus o poză cu el pe Facebook, ținând un aligator. Și toată lumea spunea, e un crocodil. Și vreau să menționez, deci, singurul comentariu pe care l-a pus Gruia, n-am mai pus altul. Ah, shit. A fost, pentru ultima oară, oameni buni, e un aligator. Și ce legătură are cu ce ai zis? Păi am zis pentru ultima oară, nu? Ah. Am zis da. Asta? Par. Oricum. A fost prima dată când le-a zis de fapt. Acum. Oh, poți să pe toți trei, cumva? All these snakes. Ăștia-s toți prietenii mei falși. Vezi că ai ratat ceva. Era o chestie de audio. Ușa. Yay! Hai că mi-am revenit. Da. Într-un fel e bine, în altul vreau și o să mă joc. Oh, ador melodia din nivelul ăsta, o știi? Nu. Mi se pare una din cele mai bune melodii de pe SNES, din toate jocurile de pe SNES. Păi, prea păcat pentru că nu pot să aud. Ah, da, tu ai dat pe mut ca să nu mai avem ecou de la tine. Nu am dat pe mut, am dat pe 1%, ceea ce înseamnă atât de încet încât fiecare sunet e același sunet. Păi nu știu, tu n-ai surzi de la căști, deci ar trebui să auzi acel 1%. Da. Dar oricum, trebuie să mă crezi pe cuvânt că e o melodie nice. E o melodie de-aia mistică. Este, da. Hey, da, pe mine nu mă iei pe delfină. Ce naște. Ce dracu e ăsta? Shit! Parcă oricum nu puteai răni rechinii. Stai că pot să-l iau înapoi. E ca Yoshi. Fugi de tot, nu? Da, poți să-l lua rechinii. Da. Deci pe primul rechin nu l-ai luat intenționat? Nu știu, așa țin aminte că nu poți lua rechinii. Ăsta e automat, inamici. Fuck. Da? Nu apeși pe nimic? Nu, când sună găi. Good job, Rareware. Mi-e dor de Rareware. Ce-au mai făcut în afară de asta? Banjo-Kazooie, Battletoads. Viva Piñata. Când o să jucăm Viva Piñata? Asta e după downfall-ul lor. Trebuie să știi ce mai.
Conker's Bad Fur Day. S-au adunat recent și au făcut ukulele. Ukulele? Da. Cu ce e? Tu n-ai auzit de ukulele? Nu. Jocul ăla indie. Wow, dudes, my name is Funky Kong. My bodacious. Bodacious! Oh. Țin minte o poză cu Grand Tilda acum. Te rog, știi cine e Grand Tilda, nu? Nu. Grand Tilda e... Oh, ce-am făcut? Oh, shit. Grand Tilda e villainul din Banjo-Kazooie. N-am jucat Banjo-Kazooie. Da, da, e common knowledge. If you a true gamer. Da, dar eu nu mă joc jocul. Ok, dacă cauți Grand Tilda Rules 34, e o vrăjitoare urâtă, da? Și când termin, când mori, dai un game over în joc. Deci, ce vrea ea să facă în joc e să fie frumoasă și fură sora lui Banjo. Cam asta e story-ul. Și dacă dai game over, devine frumoasă Grand Tilda. Dar mă rog, cauți Grand Tilda Rules 34. Și dai, ce m-am speriat. Dai peste poza asta cu Pretty Grand Tilda, cu curul ei întors și zice ceva de ce nu nu mai știu exact, dar o să pun am găsit care Grand Tilda. Ok. Ah, fuck. Oh, e rândul meu? E ceva de genul. O să pun pe imagine, normal cenzurat. Look at Granty's bodacious bum, cause pretty soon it'll make you cum. Apropo, Grantilda vorbește în rime, dacă nu știi, mereu. Având în vedere că nici nu știam cine e Grantilda, îți dai seama că nu știam că vorbește numai rime. Chestia e că vorbisem odată... Ai văzut acel dojection. Da. Vorbisem odată cu... Stai, nu, habar n-am ce zis și am zis da. 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 Oh. Credeam că e o chestie pe care puteam să merg. Vorbisem la un moment dat cu Erdin despre chestia asta cu Grand Tilda și i-am trimis imaginea aia pe Skype. Și încă țin minte... Că odată am vrut să vorbesc cu el pe privat pe Skype și primul lucru care a făcut pop-up a fost imaginea aia cu Grand Tilda. Deci cred că încă asta e ultima mea conversație cu Erdin pe privat pe Skype. Poza aia cu Granty. M-am speriat că a murit. Ah! Momente de panică. Apropo, Mihai. Da. Mi-am amintit de râsul tău. Mai ții minte că filmase Mario Party 8? Oh, 8, 2. Da. Și nu l-am pus pentru că audio era nașpa rău. Da. Și l-am pus pe canalul meu ca videoclip privat. Așa. Și Erdin s-a uitat. Și a dat peste un moment în care tu mă bați și începi să râzi malefic. Și același râs malefic l-ai făcut când am jucat Wheel of Fortune. E... Ha ha ha! Ha-ha-ha! E cel mai bun laugh al tău. Deci nu cred că îl fac prea conștient, pentru că... Da, poți să încerci să-l faci, te rog? Nu, pentru că nu știu cum sună. Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Nu, nu e asta, nu, nu trebuie... Trebuie să fac ceva care este bată ca să pot să... Nici măcar n-a fost pe aproape ce ai făcut acum. Exact! Pentru că nu știu cum sună. Dar am făcut un impression, a zice, perfect. Da, dar nu-mi iese. Dacă nu e... Dacă nici măcar nu știu cum sună. Și nu funcționează cu impression-ul tău. Ce m-am speriat! Mamă, 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 emoțiile, emoțiile din Donkey Kong Country. No! No! Ah, fuck. Păi, în episodul următor.